Ce n-am trăit, ce vreau să-ți mai spun încă ceva, că vreau să fii tu iubita mea. Se vii, se vii, iorume, se vii, ești iorume, aș când ciop iubi în mine, se vii, iorume. Te iubesc, te iubesc, mi-e foarte dor, întreabă-mă ceva că simt că mor, privește-mă în viața ta, că tu ești iubirea mea. Sana kendimi adasam, sensizlik ateş bulunabilsen. Poate n-am curaj să-ți vorbesc, să-ți spun cât de mult te iubesc, dar știu că și tu te-ai dorit lângă mine să fii zi de zi. Întreabă-mă ceva că simt că mor, privește-mă în viața ta, că tu ești iubirea mea. Ai început deja să vorbești și turcește? Da, alam adâm. Vă las loc, vă rog. Deci, de unde până unde e colaborarea asta? Că tot n-am înțeles. Ce v-a venit așa? Bilmior turciș? Nu. Ioc. Ioc, Ioc, uite, știi. Ioc, Ioc. Să rămână și bine v-am găsit. Colaborarea asta a început cu o prietenie de vechi, să zic, și după aia am făcut o melodie și un videoclip care a jucat și fetița mea, frumoasa Verda. Și știi ce a făcut la videoclip? El a făcut gala lui de lansare, că el face niște gale foarte frumoase, unde vin foarte mulți cetățeni turci și români, foarte multe vedete, o gală foarte frumoasă și cu ștaif. De asta îl iubesc pe el. Și acum a anunțat și el că o să cântăm melodia împreună. Mulțumesc. În prima audiție, acolo, nu știu ce. Da. Acum am urcat cu el pe scenă, a început el să cânt, așteptam să intru și eu. Eu nu eram pe melodie. Uitați, era două variante. Era în varianta el singur. Și eu stăteam și mă uitam la el așa, băi, dar ce fac mai aici? Deci a început bine colaborarea. Da, a început colaborarea bine. Aveam și acum ceva emoții. Pe bune? Că puteam să lipsesc și acum. Și eram dansator. Am verificat acolo, stai liniștit, da. E o pregătire pentru un album frumos, e primul albumul meu o să fie în România și în afară de Adi de la UCS, Adrian Minune este și cu Sorina și cu Danizou melodie. Deci, care deci maneliștii au dat-o pe turcească, pe oriental. Da, pe oriental este și mi-a fost și greu. Bine, da, fost și greu. Da, da. Și de aia Maxer, bineînțeles, avem o melodie cu ea la Așcum Așcum, care am fost și la voi.
cu ajutorul Camerei de Comerț, Industrie, Turcie și România, președinte domnul Tamer Atalay. E un om extraordinar. El este foarte sensibil și ai atrag sufletul lui la așa ceva. Cine are nevoie undeva, uitați acolo, este domnul Tamer Atalay. Așa că noi îl iubim pe el foarte mult și el este un ambasador voluntar de cultură, un ambasador de suflet, de voluntar, așa să zic. Mulțumesc din suflet la domnul Tamer Atalay și la membrii lor de cameră, mai ales la Ali Baraj. Cine nu-l cunoaște pe Gazi, el este un realizator de emisiuni și un cântăresc foarte cunoscut în Turcia. Aici nu este atât de cunoscut. Asta vreau să-l întreb, de ce a venit în România, că nu l-am întrebat niciodată. Până la urmă... Îți spun eu, s-a îndrăgostit. S-a îndrăgostit, nu? Da. Terminat. Pac. O să povestesc subiectul asta în altă dată, pentru că... Altă dată. Da, da, spune-mi că ziceai că ai o amintire foarte frumoasă cu Adi. Asta era. Asta era? Asta frumoasă, era amintirea cum frumoasă. Cum ar veni frumoasă. Îți dai seama, dacă eram în televiziune, îți dai seama că avem duet, vine locul lui Adi, dar începe, dar nu este nimic. Odată cu Mihai Alexandru am pasit asta, eu am un duet cu Simona Florescu, fosta lui Dificianu. Tot acolo eram la o emisiune mare ca asta și trebuie să încep eu, dar varianta Simona era. Am vrut să încep eu și după aia a început Simona. Mă rog. Frumos. Hai să revenim la pasiunile voastre, da. Că și tu înțeleg că de când ai venit în România te-ai schimbat un pic așa, nu? Ți-ai făcut și tu niște pasiuni frumoase, nu? Da. Dar pasiunea lui Adi, și chiar vreau să comentez. Uite, Adi are o mare pasiune și anume armele de și vânătoare. Da. Îți dacă n-am avut când eram mic. Eu mă jucam mai cu, știi tu, cowboy. Eu aici nu sunt de acord cu Adi. Mie nu-mi place. Se omor, se elă. Ce-i sta, Adi? Ce-i scânteresc, frate? Cu alt suflet. Ce caut tu acolo cu pistolele, se omor, cu pasele, animale, cu alea, da. Pe animale. Păi, da, normal. Ce-ți place? De exemplu, este ăla box, ci că sport. Din punctul de vedere meu, box nu este un sport. Ia uite ce are în casă, uite ce are în curte, ia uite. Uite ce colecție de arme. Ia. Zici că suntem la război sau plecăm la război. Ce faci acolo, Adi, cu atâta armă acolo? Intimidez hoți. Da? Da. Am tun în curte. Am și tun. Știi că am tun, nu? Nu. Cum nu știi că am tun? Nu știu, mă. Aoleu. Uite-l. Uite tun. Nu, gata. Care vine la tine, zici că a venit la muzeu. Dar tu ai fost vreodată la el acasă? La Vâlcea? Nu. La Vâlcea a fost, dar n-a... La Vâlcea a fost. El a fost la mine. Noi suntem vechi prieteni, înainte de colaborare de muzică. Suntem de mult timp prieteni. Niciodată nu a fost chestia. Da. Auzi, dacă te-ai duce și ai vedea tu unul ăla în curte... Nu, pe bune, eu stau și mă gândesc deci ce zic vecin. Deci la otoman atunci. La otoman. La război, da. Și îndreptat cu țeava spre poartă. Aola. Deci trebuie să intre să sară gardă pe altă parte. Dar vecinii nu zic că ești un pic așa... Na, eu am niște vecini super. Te înțelegi că e, nu? Vecini. Dar știi, e frumos și o sală de fitness la noi pe stradă. Și de sus, când stai pe bandă, se vede în curte la mine. Și un preot, Cristina era la sală, și un preot lângă. Dar ce, dar oare ce oameni sunt aceștia care... Să aibă un tun în curte. Dar Cristina, noi suntem. Zic așa cu vocea de săracă. A, dar tu ești o femeie foarte bună, zice. Cum să ții un tun în curte? Da, i-a explicat că nu merge, că e dezafectat, cum e normal. Da. A înțeles greu. Bine, tu te duci cu armele astea. Și când mănânci, ce te simți? Uite, ăla e de al lui Saba. Ăla lui Cristi Saba, pistolul ăla. Cristian? Nu, dar uite, te-a întrebat foarte bine, Gazi. Da. Cum te simți când mănânci animalele alea omorâte? Da. Care ai omorât tu, ca criminal. Pe nu, dar tu când mănânci pui? Păi da, dar eu nu sunt vinovat acolo. Vine acolo la masă, sau vițel, sau berbetic. Hai să spun ceva. Acolo ce simți? Nu mănânc vânat eu. Pe bune? Serios. Dar de ce nu omor atunci? Așa, mă, băi, bărbatul s-a născut vânător. Dar de ce nu tragi la talere? Da, vânător la altceva să fii, de ce la animal, nu? Normal. Să omor pe ei. Da. Uite, eu sunt altfel, de exemplu. Păi, ne complectăm atunci. Hai. Fiecare cu gustul lui, așa să zic, da. Cu vânătoarea lui, nu? Da. Toți bărbații vânează în România. Unii vânează alte genuri.
Păi și nu e mai bine să vânezi de-astea cu patru picioare? Ba da, decât alea cu două. Păi nu? Căprioare? Da. Nu, dar serios, ce faci cu animalele sau păsările moarte? Păi nu, le dăm. Uite, de exemplu, eu cred că am dat 4-5 mistreți, am dat la cantina de săraci. La cantina de săraci? Da, se dă. Toți, mulți vânători fac treaba asta. Și fac carne. Dar de ce nu mănânci carnea de vânat? Place. Nu-ți place? Nu. Kebabul îți place, lui. Kebabul îi place? Kebab, da. Nu, dar și kebab de vită, nu mănânc de acela. De vită, da, știu. Pe da, nu vânăm vite. Știu, eu am spus. Ah, îmi place kebab. Ia zi, da, pentru că am făcut cu mâna mea, știu eu, dar cine da, știe? Da. Păi, da. Cine știe ce ai pus tu acolo? Deci, Gazi, tu nu ești de acord nici cu vânătoarea, nici cu boxul. Nu. Tu ești o fire pașnic, așa. Este sânge, bătaie, asta. Care sport asta? Sport trebuie de sănătate, nu? Trebuie de iubire. Nu, vin cu așa, facem sport. Bom! Și după aia rămâne cu sânge. Dar ce sport îți place? Mie? Da. Atletism, tenis, fotbal. La un moment ce am gândit, știi? Băi, frate, este 22 de oameni în terenul de fotbal, da? Și toată lumea merge după o minge. La un moment m-am gândit, la fiecare îl dau una și terminăm balamucul. No! Cel mai bine, băi, da. Cel mai bine. Am înțeles. Deci aveți o frumoasă colaborare, urmează și alte piese, nu? Da. Facem o piesă acum lentă. Aha. Da. Adi foarte bun pentru melodiile de romantic, să zic. O să facem încă o melodie, dar în albumul ăsta o să fie, eu fac două albume, aici să facem o diferență. Fac un album oriental și un album nostalgie cu Alexandru Arșinel, Mihai Sumos. Constantinescu și cu Rana Hartman și așa mai departe. Dar prima este albumul ăsta și o să avem în 31 martie un gala, super gala. O să vină acolo multe prieteni. Și tu o să vin, uite, de data asta promit că vin. Da. Aștept, da. Și după aia o să încercăm să scoatem celălalt album la ziua mea, la 1 noiembrie. Aha. Da, e primul albumul meu și mulțumesc din suflet și Adi de la Urge și la Adrian Minune, la Dea și la Liviu Puștu. Au fost alături de mine. Eu nu cânt manele, dar ei da, au cântat oriental. Acum urmează să cânt tu manele. Imediat revenim, dragii mei. Deci, dragele mele, în primul rând, că vine 8 martie. Dacă sunteți atente la emisiune și știți foarte clar ce spun invitații, mai târziu o să am o întrebare pentru voi și dacă îmi spuneți răspunsul corect, întrebare de aici, din emisiune, evident, din declarațiile invitaților, puteți câștiga această frumoasă sculă de întins părul, să zicem, pentru că e și pleacă și ondulator, deci e 2 în 1. Puteți să vă faceți părul drept sau puteți să vă faceți sarmale, dacă doriți, dragele mele. Dacă îi dai și țepii jos. Da, nu, că îi dai, poți să îi dai jos, e o întreagă artă aici. Deci fiți atente la emisiune, la ce spun invitații. Mai târziu o să avem întrebarea și cine ghicește răspunsul primește cadou această pleacă cu ondulator de la Alo Shop. Cine știe al treilea cuvânt din versul lui Gazi? Nu, că e greu. Mai târziu, dar până una alta, Adi, te rog să ne cânti. Gata, cu mare pentru plăcere. Că ai foarte multe piese și vrem să te ascultăm. Nu știu cine te acompaniază. Eu sunt de neacompaniat. De neacompaniat, da. Nu? Singur, te ascultăm. Lele, 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 lele.
Lasă, lasă, nu-i nimic. Tot eu singur cad și tot eu mă ridic. Pe mine banii nu mă fac, azi sunt bogat, mâine sărac. Am ghinion, am și noroc, astăzi și mâine spalanoc. Pe mine banii nu mă fac, azi sunt bogat, mâine sărac. Am ghinion, am și noroc, astăzi și mâine dotată, dar de bărbați abandonată. Atenție, domnilor! Mona dansatoarea a ieșit la vânat. Ai dale, dale, mira cum te Își caută faimoasa dansatoare jumătatea. Cum ar trebui să fie bărbatul potrivit pentru ea? Aflăm chiar acum. Ne-am întors, dragii mei, și surpriză. Măi băieți, am adus-o pe Mona dansatoarea ca să-i dați voi niște sfaturi competente de viață. Pentru că ea nu-și găsește fericirea. E săraca în depresie, oameni buni. Uite, mă certam cu Gazi în pauză. Dar Mona, m-ați anunțat, a ieșit la vânat. Da. Noi să nu mergem noi bărbații la vânătoare? Păi ea săraca ar ieși la vânat, dar nu vânează pe nimeni. Păi nu, ea trebuie vânată. Trebuie vânată, hai, da. Și nu se găsește niciun vânător. Și uite, acum eu mă dădeam vânător, uite pe aici. Da. Mi-am spus că de alea cu patru. Da. N-am specificat? Ai specificat. Nu? Mona, ce-i cu tine, draga mea? Ce ai pățit? Bun, în primul rând vă pup și vă iubesc pe toată lumea. Am văzut pe acolo prin promo că sunt abandonată, dar de cine dacă nu am? Așa. Și vreau să spun că da, am căut iubitul, jumătatea. Îl cunoaștem din 2006, nu? Da. Mona? Cu Mona. Da. Până emisiunea acum, asta... n-am văzut cu cineva aia. N-ai văzut-o, nu? N-are noroc în dragoste. Adriana, da. Emisiunea asta nu e potrivită pentru fete să-și caute iubit, că nici Morgana nu și-a găsit. Și are vreo 10 emisiuni până acum, ce nu și-a găsit deloc. Deci niciodată n-am văzut, dar acum e pretențioasă. Lasă-mă că da. Nu știi de unde sare norocul. Adevărat, deci, că nu știi, Mona, de unde sare iepurele. Ia spune, draga mea, ce-ai pățit? Că în ultima vreme știu că te-am tot sunat și tot erai ba supărată, ba tristă, ba... Nu, serios, acum. A venit primăvara, ai depresie de primăvară. Asta e mie de primăvară. Băi, iubita mea, după cum știi că am scăpat de problemele alea, am fost supărat așa că am avut treaba. Bine că ai scăpat. Am scăpat, mulțumesc lui Dumnezeu. Bine că ai scăpat. Da. Așa. Deci ai scăpat de pușcărie. Asta e cea mai bună. Păi ar trebui să fii fericită. Sunt și fericită, dar aveți și ușor tristă. A fost întâi martie, eu singurică. Vrem să-i întreb ceva. Mona, e un
Da, ce gagică ți-a luat locul? E un showbiz, e un showbiz, este o fată care cânte, nu vrem Gabriela. Să, nu vrem să spun numele ea. Ea a Elena vrut Gabriela. Unul cu bani mulți, știi? Mână, ascult. Așa. A vrut unul cu bani mulți să fii tânăr ca Ricky Martin, nu știu ce, nu știu ce, știi? Tu ai așa ceva cu vrei cu bani mult, cu vila, cu da, mașini, da. Cu alea? Da, vreau să vină călare pe un Ferrari, pe să aibă niște... Ferrari? Da. Dacă bani, Porsche nu merge... Hai să nu mai dăm nume, vă rog frumos, fără okay, branduri. Okay. Ah, bine, bine, bine. Adică aici așa ceva? O, că la el oricum nu se înțelege. Da, eu vorbesc africă. Ia zi, Mona, ce-i cu tine, Mona? Păi, am zis așa, a venit 1 martie, eu singură, am fost și am dansat la atâtea cupluri, i-am văzut fericiți, eu singurică, eu îi fac fericiți cum ar veni. Mă duc la masă, dansez cu iubita, cu el, cu și așa mai departe. Vine 8 martie, eu tot singurică. A, nu e bine. Și am zis, Doamne, hai să merg la Adriana să-mi găsesc jumătate. Deci, atenție, oameni buni, da. Facem casting. Mona vrea o relație serioasă. Hai să o luăm cu începutul. Deci, cum ar trebui să fie bărbatul visurilor tale? Da, să aibă un suflet bun, să mă iubească numai pe mine. Frumos, aștept... Să ne iubește pe toată lumea. Așa, frumos, deștept și cu bani, gata, am zis. Eu sunt căsătorit, nu e vorba de mine, nu? Adi, tu ești frumos, am înțeles că ai relația relația, că ești căsătorit de 21 de ani, ceva? Foarte căsătorit, nu? Foarte. Păi ce e mai frumos de atât? Ai o... Nu, dar descrierile se potriveau, știi? Da, asta... păi da, bineînțeles, exact. Glumesc, glumesc, mă. Da, să-ți trebuie cu vreun bărbat din showbiz, îți place vreunul? Băi, îți dai seama că sunt mai mulți acum. Ia, dă-ne un moment. Păi, eu l-aveam pe fiul meu, că a făcut 18 ani, dar e luat. E pământ. Am pânărea mea aici. Ei trimite poze acum de la emisiune, tot. Păi nu vine în minte din showbiz acum niciunul, dar avem bărbați frumoși. Vreodată, da. tu ai spus la cinema, Mona, măi, îmi place de tine, ești Marfa, ești nu știu ce. Ai făcut pasul ăsta? Nu, chiar. De ce nu-l faci? Păi, dar când vine vorba, ce că suntem egal, știi? Feminism. Dar când se zice la unul, băi, îmi place de tine. Nu, de ce? Păi, eu sunt femeie. Păi, eu aștept să fiu purtată, tu vrei să curtezi eu urât. De ce, frate? Vezi, bă, la ce bucată ea trebuie să spună ea la unul că îi place. Probabil omul nu are curaj să ajunge să spune la ea. A, e și asta varianta. Păi, vezi? E mola. Ești inaccesibilă, inaccesibilă. Da. Am înțeles. Mona, deci te-ai aranjat, te-ai tunat, da. Ai scăpat de pușcărie, da. Deci... Da, urmează să mai aranjez și sânii și fundul. Deci tot ca să mă căsătoresc, tot să găsesc ceva. Băi, hai, lăsând gluma la o parte, să știi că poate și bărbații ăștia, văzându-mă îmbrăcată în costumul de dans, poate cine știau și niște păreri mai știu eu. Dar eu sunt foarte serioasă, îmi văd de treaba mea, adică este tocmai acolo și... e problema, da. Știi, Adriana? Ea când merge așa și uite cum arate, deci ca eu, ca bărbat, băi, mi-e frică să vin la ea să zici, băi, e... Deci, băi, Gazi, găsește-i tu unul, că ai și tu un procent, hai. Da? De la tine de acolo. E un turc, da? Da, un turc. Ar fi bun? Da, da, nu sunt. Dar știu că ai planul și de afaceri, e Mona. Da, vreau să-mi deschid o școală de dans și zic să predau și la copii mai mici, nu neapărat la cei mai mari. Adică intenționez să merg și în grădinițe și să le propun. În școli? Da, da, da. O dans oriental, nu? Dans oriental, de ce? Mișcările sunt lascive, adică... Găsi și eu la academie de dans oriental. De ce? Dacă ai avea o fetiță, nu ți-ar place să vezi că se mișcă mai ondulat, să spun așa. Dar e o formă foarte bună de sport, mai ales pentru doamne. Da, ai dreptate. Ai dreptate. Da, așa că iubitul și așa mai departe. Nu știi că a mai venit cineva la tine aici cu sport și dansa manele? Da. Pe bune. Eu am observat în ultima timp, este multe fete care... Sunt singure. Nu, a intrat în dansul oriental. Da. Acum că are nevoie de bani, că este criza sau îți place, nu știu, dar mult este, nu, Mona? Foarte deci, multe, foarte da, peste mult. Noapte ne-am trezit cu foarte multe. Au eu vreau să dansez la tine. Păi, ai dansat undeva, ești dansatoare? Da, unde? Acasă.
a dansat acasă la oglindă, știi? Și vrea și cumpără costum și așa mai departe. Sunt foarte serios și are între ele care este căsătorit. Bine, nu e rușine asta, e o meserie asta. Decât se face prostie, mai bine se câștige bani prin lucrurile astea. Bună, dar te-ai schimbat culoarea ochilor? Uite, vezi, am venit și cu ochii schimbați peste noapte, da. Cum m-am trezit cu ochii albaștri de data asta. Ai înțeles ce am spus eu, că mie, la soția mea ochii a fost deci atracția principală. Deci de acum o să fiu mai cu ochii albaștri, ca să atrag mai tare. Ce mai, deci ziceai că îți mai faci niște operații. Da, deci vreau să-mi fac sânii din nou, vreau să schimb siliconul și puțin mai mare sân. Au luat-o la vale, nu? Puțin, puțin. Așa, mai deja 5 dar ani. Dar sunt prea mari? Nu, ce te deranjează? Băi, eu sau am dormit mai mult pe burtă. Măcar prima cauză. Trebuie să dorm mai mult pe burtă. Pe și n-am purtat bustieră atâta timp cât doctorul mi-a zis. Eu n-am purtat bustieră deloc. Și atunci eu zic să îmi ridice puțin sânul și automat și siliconul schimbat. Bună, nu are deja 5 ani. Prima jumătate tale și... Se faci cum vrei, nu mai vine nu, așa. Nu, până vine jumătatea, eu fac altfel. Intervenția. Poate vrea altfel, uite ce zicea de. Da? Mai bine îl găsești așa. Și cum vrea el să păi te da, faci. Și cum vrea el. Da, dacă vrea spre stânga eu sau zic spre că dreapta. Prima dată trebuie să-mi placă mie și pe urmă lui. Păi nu mă... El nu a venit. Păi și dacă o ia de vizită și atât nu rămâne cu ea, păi ce facem? Păi nu, trebuie să aibă și feeling-ul ăla, să simtă când e... Uite, de exemplu, eu n-am întâlnit, am stat și te-am ascultat în spate, eu n-am întâlnit un băiat sau un bărbat și să mă uit la el, să mă uit la el și să zic, da, uite, ăsta e jumătate. Așa cum ai simțit tu la soția ta că ea este jumătate. Deci există chestia asta. Eu n-am simțit la nimeni până acum. Da, poate n-a sosit. Poate va veni și la mine. Da, ai totuși peste 30 de ani, nu? Da, am, sunt trecută de 30. Nu, serios? Să, da. să vezi pe cineva să zici, băi, asta e. E potrivea la aia. Da. Vezi, eu n-am simțit. Tu ai simțit? E, odată am simțit, da. Da. Mă rog, nu s-a potrivit. Nu s-a potrivit. E, fiecare om are un moment, o să vină și momentul tău. Să dea Dumnezeu și trecem la Alex Level. Las puțin așa, mai așa, mai moalilă, nu stai așa cu omul. E frică, frate, nu zice nimic. Știi ce se întâmplă? Auzi, Mona, fii atent. Știi? Eu am lucrat în restaurante și multe dansatoare au fost unde lucram și noi. Și au format un sistem de defensiv foarte ciudat așa. Pentru că toți bărbații se dau la ele și ele au devenit foarte reci. Da. Deci orice glumă, orice... Ba, gata, ăsta e clar. Să știi că am observat treaba asta. Mai ales la animatoare, dansatoare. Eu zic așa, Mona... Hai să ne arăți ce știi tu să faci cel mai bine și anume exact. Să dansezi. O să rog pe Gazi să ne cânte. Uite, au intrat. Da, o să dansez și alături de Gazi. Nu am la mine costumul, dar îmi face plăcere să dansez alături de Gazi. Așa de asta. Arată-ne câteva mișcări de dans, că ziceai că îți deschizi o școală de dans. Păi da, nu sunt în costum și asta mă cam strâng, dar... Uite, să înveți și asta, mică. Mai este Seven să încoace. Vreau să mulțumesc la Marius Dinu cu formația lui Roson. Și la băieți, bineînțeles, la fete de la harem, Betty și Mimi, vino, dragă, care este alături de mine tot de una. Ia, stai să vedem, dacă puteți așa să țineți un pic ritmul. Hai, Mona, două, trei și mișcări. Și pentru Ro-Team România. Pa drumul, la cinci mele, Nu știu dacă se vede, că n-am cum să-l. Da. Deci, asta e conduleuri, dragile mele. Să vedem. Bine, și acum ne cântă Gazi de Mirel. Bye. Seni canımdan çok, çok sevmedim mi? Şımarık sevgilim, sen anlamadın beni. Tıpış tıpış bak, bak geri geldin. Şimdi yalvar yakar, hadi hadi sevgilim. Affederim belki hayır gönlüme. Hoş dedim bir tanem, sen gel ömrüme. Affederim belki hayır gönlüme. Hoş dedim bir tanem, sen gel ömrüme. Bensiz olmaz deme. Bana gel, bana gel, bana gel, gel bana.
hemen olur diye yalvarmadın mı? Burnunu havaya kaldırmadın mı? Kendim aşkına adamadın mı? Şimdi geri döndüm, ne istiyorsun? Haydi sarıl sarıl tel kollarıma. Ne bekliyorsun sen, hoş geldin bana. Haydi sarıl sarıl gel kollarıma. Ne bekliyorsun sen, hoş geldin bana. Bensiz olmaz demedim mi ben? Bana gel, bana gel, bana gel, gel bana. Bensiz olmaz demedim mi ben? Bana gel, bana gel, bana gel, gel bana. Olmaz demedim mi ben? Bana gel, bana gel, bana gel, gel bana. Bensiz olmaz demedim mi ben? Bana gel, bana gel, bana gel, gel bana. Bensiz olmaz demedim mi ben? Bana gel, bana gel, bana gel, gel bana. Bensiz olmaz demek.